Aveau fabrică de țigări cu distribuție asigurată, ciobanii și văcarii din 6 județe. Polițiștii din Prahova și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române au efectuat ieri dimineață 25 de percheziții în Brașov și în alte 5 județe, Prahova, Sibiu, Mureș, Dol și Argeș, fiind vizate persoane care fac parte dintr-o grupare specializată în producerea și comercializarea de țigarete în afara unui antrepozit fiscal. Pe numele a 11 persoane au fost emise mandate de aducere. Potrivit acuzării, un membru al grupării din Prahova ar fi fost cel care ar fi achiziționat tutunul sub formă de frunze de la persoane care cultivă tutunul și ar fi fabricat țigarete împreună cu alte 4 persoane domiciliate tot în județul Prahova. Ulterior, țigaretele ar fi fost comercializate în special către crescătorii de animale care le achiziționau pentru persoanele care supravegheau animalele. În urma celor 21 de percheziții au fost ridicate peste 52.000 de țigarete, peste 160 de kilograme de tutun și aparate artizanale utilizate la confecționarea țigaretelor.